Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: Mai mare ai norodului și bătrâna lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. Să știți toți și să știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Amin.